Gata, ne apucăm de bonus buy. Ați văzut ce cel mai mare câștig? Vorbeam la telefon când am prins acel câștig. 320 a fost, nu? 160 orbet. Base game. Oricum, bun base game-ul. Cât sunt profit aici? 1800 de lei. 1000... nu. 2900 am intrat pe el. Deci 1600. Mecherie era cutie. Hai să pierdem profitul. Cumpărăm câteva clasice. Probabil nu poate să pierd niște, dar sunteți clasic. Să vedem. Cumpărăm 3-4 clasice, apoi câteva. Opa, avem perfect o collector, fair. De ce? E mișto că rămân cele persistente la mine. Asta ca... Opa! Arms dealer. Nu știu ce face asta. Colectează tot? A făcut PR. Mai face o dată? Ok. 4x către toți? Nu-i către toți. Ok. Ah. Din nou avem... Opa! Și colector. Din nou în jurul lui. Stai! Ok. Deci ca să fie persistent cu toată durata, trebuie să aibă pregețele astea. Ok, un pic de pietre, un pic. Dar măcar am văzut niște chestii aici. Collector pe air. Avem collector pe air jos. Deci colectează tot, plătește tot. Nu are să vezi pe lângă, adică colectează tot din jur. Doamă, dar avem persistent sniper. Și ăla e original persistent sniper. Adică nu doar pe lângă el trage. Bine, el prea contează de fapt. Nu muri, nu muri, nu muri, nu muri. Nu muri! Dai! Vido! Vido! Aoleu! Ok, hai! Nu știu că poate să zice ales diferite, vedem locuri diferite. Am umblu la sonorul ăsta, sper să se audă bine. Deci, ne-am profit 70 de lei. După două bonus mai eu, să vedem al treilea. Collector pe el, colectează tot, nu? Nu, doar 3. Și acum le plătește tot la astea 3. Ăsta-l vrei la sfârșit. Ăsta-l vrei la sfârșit. E 75x. Am văzut și collector pe el. Necromancer, n-am văzut, nu? Nu știu dacă are. E cea mai proastă specială de până acum?
Aha, ăla era necromancer. Cam greu te blochezi rolurile aici. Dar au și valoare dacă rămân ce prins pe ele. De obicei pune și lucruri bune ca să... să speri. Hai, dă... Ah. Ok, 13 XP air nu e rău, dar da doar un 1, mă frate. Auleu, ce bun era Necromancer cu Collector pe air. Sniper, dă-i și tu un 23. N-ai dat, e dat în cel mai prost. Necromancer e bun. Să activezi din nou Collector pe air. Ok, 72X. 3 speciale consecutive cu minus. Iron 2-3 așa și apoi cumpărăm câteva... câteva de 500 orbet. Ia! Vreau să vină și una de asta. Retul 5X. Am 10-12 bonus buy-uri, am pierdut 800 de lei. Deci game-ul era Crashmaker. Care persistă în Collector pe air. A, dar uite, ăsta e doar pe lângă el atât. Deci nu e neapărat să ia tot ce e pe ecran. Asta nu-mi place. Că ăsta nu are potențial dacă nu... ai ceva bun pe lângă el. Colectorul pe el, dacă l-ai pe lângă el, ai fi de acasă, dar... da, probabil a făcut așa să țină mai mult speciala, nu cred că... se omoară repede. Făceam anii 3-3. E prima specială. 150 de lei cu minus. Persistent, ăsta e bun. Ăsta e bun. E peste tot, nu? Nu e doar pe lângă el, nu? Da. Oricum, ăsta nu cred că contează. A, se schimbă de fiecare dată. Face cum vrea el. Acum e Collector și adună tot de pe ecran. Nu știu dacă se poate transforma în Collector pe air. Hai, nu muri la 30x. Ok. Prefer sniperul ceva altceva. Collectorul mai târziu. Înțeles că ce vrea el. Oh, pe air 49X e bun, acum Collector. Stai, orice simbol. Hai. Ok. Deci vrei
Repair și apoi Collector și rupe. Deci vrei Payer cu sumă mare, apoi Collector, apoi din nou Payer, apoi iar Collector. Așa da, așa e potențial maxim. System Payer. Nu cred că... Opa, Arms Dealer. 6X peste tot. 5X, Collector, ia de lângă el. A, dar trebuie să deam Persistent Payer ăsta, trebuie să tragă. Dă-i un Payer, măcar fără 2, nu, nu dai un Payer. Trebuie un Necromancer. Collector, peste tot, nu? Da. Peste tot, că nu are să geți pe lângă el. Ok, e bun Collectorul. Dar să nu moară. Dacă nu moare, face și noi odată profit. O specială de 5 orbet. Ah, dar nu e... Am crezut că e persistent, dar nu este. Aici jos era ceva persistent. Muri. Bă, dar de fiecare dată moare la ultima mână. Nu-ți dă tiz așa. Oricum trebuie să dea una bună. Persistent Payer. Nu poate să fie 10. Bun, bineînțeles. Collector Payer de desubt, dacă spargem rolele. Îl vrem la sfârșit. Hey, Payer. Plătește ăsta primul persistent și după aia el altul. Ok, și acum 3 plătește înapoi. Ok. Măcar avem 5. Opa! Asta e bună. Collector Payer plus... Bun, mă, bun, și-a luat persistentul. Bun! Bun, asta da. Asta deja are potențial. Asta deja are potențial. Dăm Payer. A dat în Payer. A dat 26X. Stai că... Continuă. Dăm Payer. Ok, 26x la fiecare, doar 3, dar că nu e plătește pentru toată lumea, plătește doar pentru cei din jurul lui, dar nu muri. Hai, pula mea. E de potențial, dar tot pe minus. 4 speciale. De oricum au reușit să facă jocul interesant. Chiar dacă tot pierzi, parcă nu ai speciale moarte, așa cum erau la Money Train 3, murea după 3-4 mâini, murea. Persistent ce? Nu știu ce aici, persistent ceva. Wow. 20x. Trebuie să prindem și una bună. Asta se schimbă, nu știu ce scrie aici. Collector Payer. Băi, ești nebun? Asta e cea mai bună. Asta e cea mai bună. Persistent Collector Payer. Deci asta e cea mai bună. Hai mă, ProRaise. Ești un 3000. Asta e cea mai bună, dar să nu moară repede, de obicei moare repede, noi scoatem cu XP, nu? Să nu moară. Orice simbol e... Este extrem de important, extrem de important, nici nu-ți trebuie vreo 5 simboluri dacă le pune pe ecran cu SMIX. Hai mă, măcar un simbol, un simbol, un simbol, un simbol, oriunde! Hai mă, nu fă cam azi 3-3! Ăla așa făcea. Uite, pizda mătii. Prima cu profit, dar vedeți, ne-a dat absolut un simbol. Dacă dă un simbol, dacă dădea, mai făcea treaba asta de 3 ori. Colecta 6 orbet și plătea 6 orbet, adică 2000 și ceva pe mână. Un simbol.
dacă dădea de 3 ori, ajungea pe la 10.000x. Mai mult, cred. Cu un simbol, cred că ajungea pe la 10.000x. De asta n-a dat niciun simbol. Wow. Collector, aici colectăm tot ecranul, că nu are săgeți pe lângă el. Ăla e cel mai bun simbol. Persistent collector pair, fără săgeți. Ce este, mă? Unlocker. Faci tot ecranul? Doar un rol atât? Doar un rol. Opa. Dar n-am mai văzut simbolul ăsta, e ciudat. Îl dă de două ori în aceeași specială. Bineînțeles că nu-i nimic bun acolo. Înțeles că nu mai dă nimic bun. Specială lungă fără potențial. Error 1. Ajută, nu pot să spui că nu ajută. Cu multe simboluri pe ecran. Profit din nou, două consecutive cu profit. Persistent pair. Poți să fii și tu odată, măcar 2. 3, o. Potențiale. Hai, mă, dă ceva să aibă potențial. Ah, dar măcar nu. Persistent collector. Dar doar de lângă el. E bine că e 31x ăsta lângă el. Plus că îl mărește, nu? Persistent-ul trage în el? Nu trage în el. Ba da, trage și în el. Dă-mă un collector pe el acum. Dar pe tot ecranul. E max win? 300 ori 20? 6000 ori bet? Nu e max win, da? Bă, dar de fiecare dată moare, mă, la când face tease-ul ăsta. Mi-e simțit. Ok, minus 100 de lei. Persistent pair, acum e pe tot ecranul, că n-are să ies, nu? Așa. Cu 2x. Gata? Bravo. Volatilitate mare jocul ăsta, dar tot nu mă las până prind o special. Bună. Fiind 6x n-a dat absolut nimica pe lângă el, că orice dădea, plătea. Sniper, ok, asta n-am mai avut-o. Dar nu știu dacă trage în toată lumea, chiar dacă n-are săgeți, dar la ăsta, oricum nu cred că trage în toți. 1, 2, 3 ori, dar trage cum vrea el. Când vrea, collector pe el sus, dar bineînțeles nu o să ajunge niciodată la el. Va plăti prea mult.
Da, mă, dăm tis la fiecare. Hai, dă-i și tu în 16. Încă o dată. Încă o dată, doamna. Ultima mână, bineînțeles că moare la tizul ăsta. A fost cu profit că a tras bine la ultima tură. Uite, l-a ridicat pe unul la 500 și ceva. Deci a tras de una, două, de trei ori în același timp. N-are potențial deloc. Collector pair! Dar nu-i persiste, nu? 200 și ceva X asta. Nu e persistent. Dacă era persistent, era max win. Un necromancer acum. Să activeze din nou collector pair. Sau să fi venit collector pair acela. L-ați sus aici. Bă, dar niciodată, bă, la ultima mână nu... Când îți dă tizul ăsta, niciodată nu vezi. Cât am pierdut? 2000 de lei, aproximativ. De când ne-am băgat pe bonus, bai. Rupe cu asta. Rupe. Balanța rupe. Ha, mă, dă o specială, măcar. O specială bună să terminăm și noi acest video și am 3000 de lei și e bine. Îmi place să dea peru. Dă în persistă pe air, nu dai, nu? Sau să facă 36X să-l facă pe air. Bă, 36X pe air. Ok, dă-i persistă pe air. Bun, mă. Încă o dată, mai fă unul. Ok. Ok, să nu moară acum și... Avem... A, dar tras doar o dată, mă, că trage doar lângă el. Bă, ca mi-aș... Mă enervează treaba asta, că sunt unii care trag în toți și unul trage doar lângă el. Bineînțeles că moare, nu? Că... Assistant Collector și din nou doar pe lângă el. Acum e peste tot. Bun colectorul ăla. Ia să mai aștepte un pic. Dar oricum e bun. Hai bă, per, fă-și tu ceva mare. 5. Unu, bă, da-mi aș... Necromancer era șmecher. Activa colectorul din nou. Ia să vedeți cum moare acum. Aș jura 200X. Hop, tease, mor.
Is și mort. Hai de pula noastră. Încă o dată în ăla. Ce bine era fără bonus bai. Care dracul a inventat? Trei la rând cu collector. Trei cu minus. Dar ce minus? Acum o să-ți dea o grămadă de chestii pe lângă, că ai payer fără potențial și bineînțeles. Persistă corector payer, dacă reușim să-l sparge pe ala. Nu, îl doare pe joc. Ce dracu m-am cumpărat atâtea? Am zis că dă și el o specială de 1000x, 2000x. Da. Bye bye balance. Hai mă, dă-și tu un panou, ori 10. Care am învățat că e mai bine să-l joci base game. Bine. Tot timpul e mai bine base game. Ultima șansă, top symbol. Tot erau 300 de lei. Uite asta, asta schimbă balanța sigur să, să se asigure că miza o schimbă sigur să, să se asigure că nu mai e bani. Bun, asta a fost video. Vă mulțumesc că v-ați uitat la mine. Vă doresc o zi frumoasă. Baftă, numai bine.